rămân pro-european. Rămân un candidat pro-european. Dar cred că este foarte important să nu renunțăm la valorile noastre creștine în detrimentul integrării europene, în special la valoarea familiei. Am întrebat-o de două ori pe doamna Maia Sandu. Care este opinia ei vis-a-vis de definiția familiei? Și dacă ea este gata să renunțe la doctrina liberal-progresistă pe care o promovează? Domnia sa a refuzat să răspundă la aceste întrebări, după mine importante pentru o mare parte dintre cetățenii noștri. O remarcă importantă este și faptul că doamna Sandu a respins sprijinul unui important segment de electorat, electorat pro-european conservator, iar când a primit susținerea din partea organizației care promovează drepturile persoanelor, care în mod constant atacă familia, atât ea cât și partidul ei a preferat să tacă. Ați constat că sunt practic singurul candidat pro-european, conservator, care promovează valorile